Masca de protecție, dar și lockdown-ul scad imunitatea. Asta susține medicul Flavia Groșan. Imunitatea este extrem de importantă în această perioadă grea pe care o traversăm, iar oamenii nu mai fac diferența dintre gripă, viroză și COVID-19. Medicul pneumolog Flavia Groșan susține faptul că masca de protecție ne face foarte mult rău, aceasta blocând ne căile respiratorii, însă severinenii sunt speriați de pandemie, dar și de amenziile aplicate de polițiști pentru nerespectarea măsurilor. Masca are un efect protector, însă dacă nu respectăm regulile de igienă și distanțare, aceasta este în zadar. Ne blochează aerul. Uite, eu, de exemplu, dacă poliția mă prinde, eu n-am decât să spun că eu uitați, merg în ce sunt bolnavă, foarte rău, și acum n-am încotro să mă duc să-mi plătesc niște datorii, și uh, am cu uh, asmaticu care eu nu pot, dacă o țin, mă înfun și nu mai am respirație. Pot să mă amedez să fac ce vrea. Fiecare, cum, deci pentru mine a fost foarte bine. Eu de obicei sufăr cu gâtul. Și pe mine m-a protejat cât de cât. Deci eu știu cum să mă feresc, sunt și eu cadru medical, așa că... Foarte mulți mehei din poartă masca de protecție doar de frica iar alții susțin că au bol și nu pot respira atunci când au acoperite căile respiratorii. Eu nu cred că e adevărat. Eu zic că apără. Nu are cum să, să sacă rău mască. Părerea mea, nu știu. Nu, nu sunt specialist, dar eu cred că e bună să o purtăm. Chiar dacă au fost impuse atâtea restricții, cazurile de coronavirus au crescut foarte mult în ultima perioadă. Păi, dar nu cred că din cauza că se poartă masca. Din cauza că nu se respectă ce spun specialiștii. Părerile severinenilor sunt împărțite cu privire la masca de protecție. Punctele de vedere ale acestora sunt diferite, fie influențate de pandemia de coronavirus, fie de amenziile exorbitante pe care le pot suporta dacă nu se opun restricțiilor impuse.